Salutare, prieteni! Ia spuneți, aveți și voi așa ceva? Aveți și voi așa mure? Mură polară, în cazul de față. Aici vorbim de o singură plantă, care la rândul ei a făcut și ea un puișor de vreo câteva zile. Și ia uitați-l cât este de mare și de plin. Mură polară înseamnă mură albă, care are o rezistență până la minus 48 de grade și este plină fără discuții de flori. Plină ochi. Așa. Iar lângă avem aici un singur fir de mură. Pe partea aceea se vede un singur fir de mură mexicană gigant pe care am dresat-o pe această boltă. E, și la rândul ei are și ea un puiuț de cam o săptămână, care are și el săracul de cât vreun 1,60 m în câteva zile. E, murele astea puteți să vă dați seama doar după ce priviți o floare cât este de mare. Murele astea se fac cât arăt aici degetul. Atât de mari se fac. Până aici. Deci au undeva la vreo 5-7 cm mura. Foarte mari. Dacă puteți să vă dați seama, a căzut floarea și la 2 zile după ce a căzut floarea, ia uitați cât de mare poate să fie mura. În mod normal, un pic mai mare este o mură obișnuită, tornfri din aia fără spin. Da, mură când se coace. Pe când asta, imediat după ce a căzut floarea, uitați imensitate. Bineînțeles că și la asta polară avem rezultate bune. Practic am alte câteva, au aproape 1 m înălțime, unele au și flori. Nu știu cât mai am, câteva, 2, 3, 4 din astea. Deci dacă doriți am și mură gigant din toamnă sau din primăvară, mai degrabă din primăvară, voi avea la vânzare. Și multe altele. Vă salut!